Doamnelor, domnilor, bună seara! Vreau să vă spun că sunteți în această sală parte la un moment foarte frumos în această seară. Participați la un spectacol extraordinar și să știți că nu folosesc cuvinte mari. Vom avea invitați din regiunile istorice ale României, vom face și o călătorie tot acolo, dar prin intermediul dansului. Vom fi, dragi prieteni, în toată România în această seară, la propriu și la figurat. Eu personal mă bucur să vin din nou la Focșani și aduc salutul nostru al Iașului către sufletele și inimile dumneavoastră. Două orașe care au însemnat și înseamnă foarte mult pentru istoria neamului acesta. Din păcate, meritele noastre nu sunt întotdeauna recunoscute așa cum ar trebui. Dar mă bucur că sunt în această seară invitatul gazdelor dumneavoastră și mă bucur că participăm la un astfel de moment foarte frumos. Avem și un moment aniversar despre care vom vorbi puțin mai târziu. Dar ca și la Iași, și aici se poate vorbi de prima flacără a unirii neamului nostru românesc și venind în drum spre dumneavoastră, treceam pe lângă mausoleu și mă gândeam că, iată, sunteți legați și de centenarul primului război mondial aici, la Focșani, 1917, suntem în continuare în 2017 și poate ar trebui să ne aducem aminte de acele peste 5.000 de nume dăltuite cu durere în marmura rece, nu doar în luna august, ci tot timpul. Sunt locuri aici, la dumneavoastră, unde grânarul Putnei este și acum brăzdat de casematele care ne aduc aminte de cel de-al doilea război mondial. Și este datoria noastră, acum, aici și în fiecare zi, să ne aducem aminte de acest lucru. Căci nu cred că există familie în neamul nostru în care să nu existe vreun erou sau măcar vreun veteran. Și avem datoria, noi toți, să ne plecăm fruntea și să ne aducem aminte de acest lucru. De aceea suntem în această seară aici și vreau să salut inițiativa celor de la Țara Vrancei, de la Primăria și Consiliul Local, Consiliul Județean și mai ales dumneavoastră, care ați venit de dragul neamului. Au fost împreună cu Televiziunea Română niște manifestări extraordinare în numele a ceea ce ați numit Vrancea Eroică. Foarte frumos. Și ne-am bucurat să aducem încă o dată aminte cine suntem și de unde venim. Iar astăzi, gândindu-ne și la mauzoleu și la eroii noștri, împreună cu ansamblu și cu cei mici, o să ne aducem aminte de eroii noștri, de grupul Cetina și cei care sunt astăzi alături de noi, pentru început, să ne plecăm din nou fruntea în aplauzele dumneavoastră. Thank you.
Nici că se putea început mai frumos decât eroi legendari și porumbei Vrancei, e vorba de Cetina. Haideți să-i aplaudă. Vreau să vă fac o destăinuire, pentru că vă văd în această seară ca pe confidenții ai mei, ce puțin, dacă nu ia pe tuturor celor de pe scenă. Să știți că toți cei care vor veni în această seară pe scenă au emoții. Indiferent că sunt membrii ansamblului folcloric profesionist Țara Franciei, fie că sunt invitați, dar cu siguranță aplauzele dumneavoastră ne vor face să trecem peste aceste greutăți și să ajungem și la sfârșitul. Până să vorbim despre următorul nostru invitat, să vă spun ceva, un lucru, o întâmplare pe care am citit-o cu câțiva ani în urmă. Un bătrân se duce cu telefonul la un service și avea un telefon mai vechi, nu foarte performant, și spune, vedeți ce se întâmplă cu telefonul meu, pentru că nu mai merge pe bucată de timp. Și să-mi spuneți când să vin după el. Nu, stați puțin că e mai simplu la telefonul acestei generații mai veche. Încărca, ecranul mergea, face o probă, sună la steluță, 2-2 cât era și atunci spune, telefonul e în regulă, merge, poftiți, puteți să-l luați înapoi. Păi și atunci, de ce nu mă sună nimeni? Ceea ce s-a întâmplat în jurul nostru în ultimul timp arată că trebuie să fim cu ochii și cu mintea la valorile noastre. Să le spunem celor mari de lângă noi, cât sunt pe picioare, că îi prețuim, că sunt valoroși, să le mulțumim și cu recunoștință să plecăm cu fruntea. În această seară, aici, la dumneavoastră, avem cu toții privilegiul să vorbim despre un om care înseamnă foarte mult pentru tradițiile neamului nostru. Și pe scurt am să vă spun câte ceva din biografia dumneavoastră. S-a născut în Mitocul Dragomine, dar mai apoi, venind războiul peste noi, a plecat întâi spre Olt, iar mai apoi s-a refugiat împreună cu părinții, erau 4 frați, aici, în Panciu. Primele clase le-a făcut în niște containere, dar a rămas legat de aceste locuri. Și să știți că nimic nu e întâmplător în viață. După terminarea armatei, devine dansator și apoi solist la ansamblul Ciprian Porumbescu din Suceava. Avem câțiva reprezentanți chiar aici, nu l-am lăsat așa de supravegheat. Iar după ce ajunge și coregraf acolo, după pensie, vine aici la Țara Vrancei în 1995 și pune bazele a cele mai frumoase, zicem noi, școli din zona aceasta de dans coregrafic și repune pe această scenă bijuterii, bijuterii coregrafice. În această seară îl aniversăm la 65 de ani de scenă și 85 de ani de viață pe maestru Viorel Batamaniu. A venit la braț cu cea care nu doar a înființat împreună cu sufletul dumneavoastră și cu sufletul dumneavoastră mare acest frumos ansamblu, dar și cea care, de care numele căreia s-a legat această frumoasă întâmplare. Și să știți că e o prezență foarte frumoasă, mă bucur.
n-au răbdare să vă spun acum, mă scuzați, n-au răbdare niciunii să vină că ar fi trebuit să stea liniștiți, să uitați, sunt acolo niște locuri libere. Nu pot. Mai spun, vatamaneu, trebuie să stea în culise, s-a uitat la copii, generația e bună și așa mai departe. Deci așa se întâmplă și asta înseamnă să găsești un om însemnat care e dăruit pentru această meserie. Și doamna Maria Burgoci, la fel, priviți-i să-l dai în testul. Văd acolo, dumneavoastră trebuie să transmiteți un mesaj, pentru că această seară, pe lângă cântecele de neam și țară, pe lângă cântecele de iarnă, conțin acest moment aniversar și este, spun eu, zbaterea de luni de zile și nopți nedormite de foarte mult timp a doamnei Maria Burgoci, care în această seară, sper eu din tot sufletul și sper că și dumneavoastră simțiți acest lucru, își simte și își vede visul ochii. Bună seara! Bună seara! Sunt extraordinar de emoționată pentru că, într-adevăr, așa cum a spus domnul Horia Gumeni, este un vis, acesta un vis împlinit în această seară. Îl avem aici, alături de colectivul ansamblului Țara Vrancei, pe părintele nostru, așa îl pot numi, Viorel Vatamaniuc, de la care am învățat foarte, foarte multe. Vrancea, Vrancea n-a avut un ansamblu folcloric profesionist, și am fost multă vreme geloasă pe cei care aveau un ansamblu. Și aici, în Moldova, de ce să nu spun? Pe cei de la Suceava, pentru că acolo e ansamblul Ciprian Porumbescu, un model pentru noi toți. Și am vrut să se nască și aici, la Focșan, pentru că Focșanul merită. Este poarta de sud a Moldovei. Este țara Mioriței și a Chipărușului. Așa cum ați spus dumneavoastră, aici s-a aprins prima flacără a unirii neamului românesc. Aici s-a vărsat sângele eroilor neamului pentru retrecirea neamului românesc, dacă nu era prima unire, unirea cea mică și războiul care, iată, suntem mândri că anul acesta am putut să le aducem omagiu eroilor noștri și am vrut ca și în această lună decembrie să nu uităm de ei. Ei constituie modele pentru noi toți, trebuie să ne uităm, să ne cunoaștem trecutul ca să știm prezentul și să știm cine vom fi în continuare. Vreau să-i mulțumesc maestrului Vatamaniuc că a acceptat să vină la Focșan după ieșirea la pensie de la Suceava datorită prietenei noastre comune, doamna Sofia Vicoveanca, dumneaei. N-a putut ajunge astăzi, cu părere de rău, este plecată în Italia, cu părere de rău, pentru că a vrut să fie prezentă, dar a transmis salutul dumneaei către dumneavoastră, publicul spectator, către maestru Vatamaniuc, toate gândurile alese cu urări de sănătate și bucurii și multe împliniri în continuare. Maestre, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați pus o piatră de temelie, cea mai rezistentă piatră de temelie la construcția acestei secții coreografice a noastră, a ansamblului Țara Vrancei, secția de coreografie, cu care noi ne mândrim. Și sunt sigură că și vrâncenii noștri se mândresc. Am reușit să ne construim aici, să ne clădim o familie frumoasă, o familie care conține și orchestră, și soliști vocali, și soliști instrumentiști, și dansatori. Și suntem mândri că purtăm un nume istoric, Țara Vrancei, și suntem mândri că ducem cu demnitate mai departe comorile spirituale ale neamului nostru. Vă mulțumesc încă o dată, să vă dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă în continuare. Acest colac este pentru dumneavoastră. Avem aici o diplomă. Rupem colacul imediat, să-ți spun. O diplomă
în semn de apreciere și recunoștință la acest aniversar maestrului coregraf Viorel Vatamaniuc pentru dăruirea, profesionalismul și respectul cu care a slujit o viață jocul popular, contribuind la valorificarea și promovarea culturii tradiționale românești. Vă mulțumim încă o dată și vrem să rămâneți alături de noi, alături de ansamblul Țara Vrancei și alături de ansamblul Ciprian Porumbescu și nu numai, pentru că s-a creat așa o punte de legătură frumoasă de la Vrancea în Bucovina. Vă mulțumim încă o dată. La mulți ani! Aici vrem să vă împodobim cum ștergar. Să vă omenim. Ia uite ce frumos. Să vă împodobim. Ca un părinte spiritual, un nănaș al nostru, aici aveți două sticle de vin. Știu că totdeauna ați apreciat vinurile din Vrancea. Și un buchet cu flori. Unde sunt floricelele? Uite ce frumos! Și aici nepoțica mea, Maria, care vă iubește, și nepoții care vă iubesc. La mulți ani, maestre, uitați, gemenuții noștri, Petru și Ștefan. La mulți ani, hai Petru! Au venit să prindă loc în față la următoarea formație de dansatori. La mulți ani! De fapt, eu am venit aici, la Focșani, nu când am ieșit la pensie. Când am ieșit la pensie, deja am început să semnez hondica de prezență. Eu am fost aici de la înființare, pentru că am fost în comisia de examinare, chiar atunci când s-a înființat ansamblul. Ei, după aceea am semnat condica mai mulți ani, ceva ani, și în sfârșit am mai ieșit odată la pensie. Cred că am ieșit vreo trei ori până acum la pensie. De la ce? Oricum, de la Suceava am ieșit de două ori. Dumneavoastră nu ieșiți la pensie niciodată. Nu, da, așa este. Așa ar trebui pentru să... Pentru că eu acum, chiar dacă nu semnez condica de prezență la acest ansamblu, eu sunt prezent în mijlocul acestui colectiv în permanență, prin cele 22 de suite de jocuri populare pe care le-am lăsat ca zestre în repertoriu ansamblului. Și ele mă reprezintă, nu numai în sala de repetiție, dar mă reprezintă și în sălile de spectacol, în permanență. Deci, eu sunt prezent aici tot timpul. Spunea doamna Maria Murgonci de acea temelie puternică pe care ne-am axat activitatea. Așa este. Într-adevăr, și asta se bazează în primul rând printr-o secție de coreografie cu o parte muzicală solidă, pe de o parte, cu un program de repetiții și de profesie în specialitate și nu în ultimul rând, exact ceea ce s-a scris și în diplomă, cu un respect deosebit față de muncă. Mă bucur că se continuă așa la Țara Vrancea, cu aceste frumoase calități și să sperăm că ne vom revedea, cum vorbeam noi pe culise, domnul Horea, peste 5 ani, la 90, la 90. 90, da. Haideți să nu spunem tot de acum, da? Era un copil care striga după colac. Să ridice mâna ca să-l văd mai bine, da? Sau cine mai dorește ca să mergem să rupem acolo. De sticlele de vin o să ne ocupăm puțin mai târziu. Vă rog să-l aplaudați că odată să-i treacă un moment. Da, să stai mai departe în acolo.
Spuneam și de reprezentanții care sunt în sala administrației publice locale. Îl văd pe domnul Ionel cel Mare, vicepreședintele Consiliului Județean. Îl invit în aplauze de dumneavoastră aici, alături de domnul Cristiană. Bună seara! Bună seara, Țara Vrancei! Bună seara, Ansamblu Cetina! Bună seara, Maestre Batamaniuc! Bună seara, dragi focșăneni, dragi vrânceni! Și pentru mine să știți că este la fel de emoționant ca și pentru domnul Cumeniuc și pentru domnul Batamaniuc sau ceilalți care au venit ca doamna Maria. Pentru că e o seară specială, o seară în săptămâna premergătoare Crăciunului, o seară care ne încântă și ne face să ne simțim într-adevăr vrânceni, să ne simțim români. După momentul evocator dedicat celor care acum 100 de ani s-au jertfit pe câmpurile de luptă de la Mărești, Mărășești, Soveja și Oituz, a venit acest moment festiv care de asemenea ne face o bucurie deosebită pentru că suntem alături de Maestru Batamaniuc și de Ansamblu Țara Vrancei. Maestre, ce pot să vă spun? Tot respectul meu și al conducerii Consiliului Județean Vrancea, respectul tuturor vrâncenilor și vă mulțumim. Poate cei din Suceava, că sunt în spatele meu o parte din reprezentanții Ansamblu Ciprian Porumbescu, sunt invidioși pe noi că dumneavoastră v-ați stabilit cel puțin pentru moment și cred că sigur veți rămâne la Focșani. Pentru că au pierdut într-adevăr un om de mare valoare din punct de vedere al culturii românești, al dansului, al coreografiei. Din partea conducerii Consiliului Județean Vrancea, vă înmânez o diplomă care scrie diplomă de excelență. Se acordă maestrului coregraf Iorel Batamaniuc pentru întreaga carieră desfășurată în cadrul ansamblului folcloric Țara Vrancei și nu numai. Semnează președintele Consiliului Județean Marian Oprișan. Vă dau cu tot dragul. Și de asemenea, un buchet de flori. Să vă aduceți aminte de noi atunci când dumneavoastră veți gândi, mă, uite, m-au felicitat și cei de la Suceava, și cei de la Țara Vrancii, dar și cei de la Consiliul Județean Vrancea. Vă apreciem, vă spun din toată inima la mulți ani, îmi doresc să ajung și eu la fel de verde, așa cum sunteți dumneavoastră, la vârsta dumneavoastră, și de ce nu, poate cine știe, când o să ies și eu la pensie a doua oară, să vin la ansamblu Țara Vrancii, să dansez, nu? Mulțumesc încă o dată, vă doresc vizionare plăcută și dumneavoastră. Când am primit ansamblu Țara Vrancei 20 de ani, atunci am avut ocazia să-l cunosc pe domnul vicepreședinte cel mare. Și sincer să fiu, parcă m-am legat așa sufletește și de domnia sa și acum când mânează această diplomă, vă dați seama câtă mulțumire sufletească pot avea. Vă mulțumesc, domnul vicepreședinte, pentru diplomă și mulțumesc Consiliului Județean pentru aprecierile pe care mi le oferă. Vreau să vă spun eu următorul lucru, poate cei de aici, dacă sunt de acord cu mine, am să-i rog să se uite în sus. Să știți că la repetiții nu e foarte ușor. Așa e? Așa e. Nu e singurul moment special din această seară, mai așteptăm oaspeți de seamă, dar până atunci am să invit ministrul secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale, o persoană dragă nouă pe care ați cunoscut-o altfel pe scenă, dar vine acum în aplauzele dumneavoastră, în acest moment aniversar, Alexandru Pucă. Bună seara, sărmâna doamnelor, bună seara domnilor, este o mare bucurie pentru mine să fiu prezent astăzi aici, în minunata țară a Vrancei, la un moment atât de important, un moment în care omagiem activitatea artistică de excepție a unui om care și-a pus adânc amprenta pe coreografia dansului popular din această parte de țară. Fără îndoială, maestrul Iorel Batamaniuc se numără printre cei mai valoroși coregrafi ai României.
alături de Ioan Macrea, alături de Corneliu Octavian Bodoș, alături de Valeriu Buciu, au fost cei care au scos pentru prima dată la lumină dansurile din cele mai frumoase zone folclorice ale țării și le-au pus în scenă. Dumnealor, am putea spune că sunt părinții coreografiei dansului popular românesc. Viorel Vatamaniuc face parte din elita coregrafilor români care au știut să culeagă din satele noastre, din Bucovina, de aici din țara Vrancei, din Moldova, de peste tot din această parte de țară, cele mai frumoase și expresive dansuri, să le aducă pe scenă și să le nemurească în acest mod, demonstrând încă o dată puterea extraordinară de creație a neamului nostru românesc și demonstrând că și coreografia populară, a dansului popular, face parte, fără îndoială, din patrimoniul cultural imaterial a neamului românesc, alături de costumul popular, alături de cântecele, baladele, tot ceea ce au creat frumos, din punct de vedere spiritual, țăranii noștri, din oricare parte a țării ar fi. Și mă bucur că acest lucru se întâmplă aici, în Vrancea, unde, așa cum s-a vorbit atât de frumos și de domnul Horia Gumeni și de doamna director Maria Murgoci, care au punctat extraordinar de frumos importanța acestui ținut, a Vrancei. Suntem, într-adevăr, într-un ținut de legendă și dor, într-un ținut care a vibrat întotdeauna pentru sufletul românesc, într-un ținut care este, fără îndoială, o pecete adânc așezată pe sufletul acestui popor. Și mă bucur că maestru Vatamaniuc, cel care ne-a demonstrat că adevăratul artist nu iese niciodată la pensie, a avut această șansă extraordinară să lucreze cu oamenii Vrancei, cu acești oameni minunați care, prin ansamblul folcloric Țara Vrancei, au demonstrat bogăția dumneavoastră spirituală transmisă din moși de strămoși înspre noi, demonstrând tuturor că, într-adevăr, suntem aici într-un ținut extraordinar. Dați-mi voie ca în numele cele mai importante instituții de cultură din România, Ministerul Culturii și Identității Naționale, să ofer un însemn de prețuire și, în egală măsură, de mulțumire domnului Viorel Vatamaniuc pentru întreaga dumnealui activitate, pentru cei peste 65 de ani puși în slujba promovării coreografiei populare românești. Pentru cei 85 de ani pe care i-a împlinit și dorim ca, așa cum spunea și dumnealui, la 90 de ani, la 100 de ani să ne revedem cu dumnealui și să ne bucurăm împreună de toate realizările pe care le va avea în continuare, pentru că am văzut are multă energie și sunt convins că munca pe care a făcut-o până acum o va continua. Așadar, diplomă de excelență se acordă domnului Viorel Vatamaniuc, personalitate de excepție a culturii populare românești, pentru întreaga activitate artistică desfășurată pe parcursul a peste 65 de ani de promovare a culturii românești și pentru aniversarea a 85 de ani de viață. La mulți ani, maestre! Este o mare bucurie pentru mine să primesc o diplomă din partea Ministerului Culturii și mai ales din partea unui artist bine cunoscut și apreciat de către publicul nostru spectator. Aș vrea ca acolo unde sunteți sus, la Ministerul Culturii, să aveți mult succes în a ne sprijini cu tot ce puteți mai bun și să faceți tot posibilul să fie cât mai mult lumină la căminele noastre culturale, acolo unde, pentru o muncă atentă și continuă, să convingeți publicul nostru spectator că obiceiurile noastre populare, că obiceiurile noastre strămoșești nu vor muri niciodată. Vă mulțumim, așa v-am face, maestre, să fiți convins. Este de datoria noastră să ne apărăm această parte a sufletului românesc,
că ce este altceva folclorul românesc, creația populară, dacă nu partea sufletului nostru, cartea noastră de identitate a românilor, și într-o Europa fără granițe vor rămâne cele spirituale. Noi avem cu ce ne mândri, avem cu ce ne individualiza și dați-mi voie în final să aduc felicitări sincere primăriei municipiului dumneavoastră, Consiliului Județean, pentru că sprijină actul artistic. Sunt puține locuri în țară unde aleșii locali înțeleg că este nevoie de sprijin financiar pentru că aceste valori ale noastre să nu piară. Pentru că această carte de identitate a sufletului românesc să fie vie și să poată să fie transmisă generațiilor ce vin. La dumneavoastră aici aveți oameni care înțeleg foarte bine acest lucru și sprijină actul artistic adevărat. Și să o felicit încă o dată pe cea care este sufletul acestui colectiv artistic și acțiunii de astăzi, cea care și-a pus amprenta definitiv pe valoarea acestui colectiv artistic, care vă reprezintă pretutindeni în țară și peste hotare, doamna director Maria Murgoci, pentru toată activitatea, pentru toată osteneala pe care o știu că o depune pentru ca Vrancea să fie întotdeauna în top. Felicitări! E o masă specială unde se vor pune aceste frumoase cadouri. Bine că a plecat colacul. Cum miroase, nu vă puteți închipui. Dar sperăm la urmă, cine știe, poate găsiți și o bucățică de colac pentru fiecare. Sincer, îl rupem la urmă cu spectatorii, colacul. Da? Da, da, da. Da, da, da. Bun, deci la urmă rămâneți că facem acest lucru. Începem spectacolul? Da! No, dacă nu vreți, nu începem. Așa, 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 așa. Foarte bine. Dragi prieteni.
orchestra ansamblu folclorii profesorii Sara Dragnea sub bagheta profesorului Marcel Dinea. Aplauze, dragilor, foarte, foarte frumos pentru toți respectul dumneavoastră. Iar în cele ce urmează, vom ajunge și la dansuri, așa cum spuneam, dar în jocurile ciobănești. Îl vom avea invitat aici alături de noi, pe Ioan Mălăjel, solistul vocal pe care îl îndrăgiți, Andrei Ionaș, un instrumentist care vă va fermeca ca de obicei, Gianul, apoi Maria Murgoci va veni în calitate de interpret în fața dumneavoastră și Bogdan Stupătaru la trompetă. Din respect pentru artiști, am să vă rog să închideți telefoanele mobile. Vizionare plăcută!
casă, ora că mi-a plăcut ora. Fii așa și nu așa, astăzi la pădeamă, eu cântam la lumea toată viața, răspânta era. Eu cântam la lumea toată viața, răspânta era. Sfântire și mioare s-a jucat la inimioare. Asta ne vedeate să nu uitați de ceva. Fie așa și nu așa, dar nu pasă la pădeamă. Hai, dar roate toți în joc, faceți-mi și mie loc. Hai, dar roate toți în joc, faceți-mi și mie loc. Într-un joc și-mi pare inimă, mai toți mereu de mine. Pakistan va pătrânește și jucați mai de mine. Fie așa și nu așa, mă timpoasă la pădeare. Când inima lumini poate cânticând mai departe. O să-ți v-am jucat cu toată lumea înseamnă. Că am jucat cu neamul meu și-am să vin aici mereu. O să-ți v-am jucat cu toată lumea înseamnă. Că am jucat cu neamul meu și-am să vin aici mereu. Alături de maestrul Bateamaniuc, care doresc multă sănătate și îi mulțumesc ce a făcut pentru mine și ansamblul Țara Francii. Vă mulțumesc foarte
Oh,
acum cântec de dragoste, pentru că dragoste este cel mai frumos sentiment care unește două inimi. Fătișorul de la Bizantia. Fătișor din la Bizantia, tu mi-ai mâncat sănătatea. Mulțumesc de tot sufletul.
Spătaru, Paul Dumitrache. Îi aplaudăm încă o dată sub bagheta noastră cu orchestra. Vă spuneam, dragi prieteni, de călătoria noastră astăzi, atât prin intermediul dansurilor, dar și prin intermediul invitaților. Mergem, dragi prieteni, în Bucovina. Cine nu și-a dorit să meargă de Crăciun în Bucovina. Din păcate, nu știu dacă avem noi toți timp, dar au venit bucovinene aici la noi. Și din partea Centrului Cultural Bucovina, al orchestrei și ansamblului Ciprian Porumbescu, avem oaspeți, va veni imediat invitatul nostru. Eu vreau să remarc prezența în sală a doamnei Herna Sădulea. Bună seara! Directorul artistic al ansamblului Ciprian Porumbescu, precum și coreograful actual al ansamblului, George Palaliu. Bună seara, domnule Palaliu! Este păstrătorul zestrei pe care a lăsat-o maestru Batamaniuc acolo. Dragi prieteni, o să mergem și spre Muntenia prin intermediul dansului, dar până atunci vine un prieten drag nou și o voce foarte frumoasă, un bucovinean modest, dar foarte talentat, Sorin Filip. Mă bufloare, hai să facem hora mare, din total, în total lume. Să rasune hora frați, măi de la prânt, peste Carpați, măi peste gul, și peste braț, măi lume. Greușor, cum mă bufloare, hai să facem hora mare, din total, în total lume. Să rasune hora frați, măi de la prânt, peste Carpați, măi peste gul, peste braț, măi lume. Hai să începem corile, să rasune domine, ca și vara ploile, dar și ale dor. Hai cu mărțele să începem, data mare să vă aștept, la mine nu e greu, hai cu mărțele să începem, ca să stule, ca da și la mine. Dar românii doar să lasă lume. E românii să mă iubească și cu drag să o pierdească pentru fata românească lume. Și asta ori că-i aleasă multe-i mâine de și-o frumoasă. Dar românii doar să lasă lume. E românii să mă iubească și cu drag să o pierdească pentru fata românească lume. În bătrânii cu toți o știm și și la fel o mărbim. Alta paie cu basim, dor și are dor. Hai cu mărțul ne strângem, toată mare să vă aștept. Dar nu gândim în tânărimea, nici nu vrem să ne mărbim. Să sunt toată și toată gândirea. Începem la noi în țară, în lumea să nu moară lume. Că doar dorinii ca-n față, să începem hora ca-n frață, să nu știe toată la alții lume. Cântați hora din șerare, că începem la noi în țară, în lumea să nu moară lume. Că doar dorinii ca-n față, să începem hora ca-n frață, să nu știe toată la alții lume. Asta-i cora corilor, ce vrădrat românilor, ca la mădorenilor, dor și are dor. Hai cu mărțile strângem, toată mare să vă aștept.
fita cu voi, când îmi va puni nevoi, de cum a fita cu alături, de a pasi ca vânturi. Ei, voi nu te uiești, hai, mă-ntrebi!
brățe și noi doi, că de gloarea pe te voi, mă. E dacă s-o scuturna, e de bată în ori jucă, mă. E muzica sună, nu te las din mână, mă. Jucăm sirba în lume, salve, salve, roata în contrat, mă. Să-ți uite pe care nu jucate, pe maestrul Viorel Vagamaniuc la Suceava cu ansamblu artistic Ciprian Porumbescu, cu Tevere Iași, mulțumim Horia Guminii. Iată, astăzi ne servăm la dumneavoastră aici acasă, în Vrancea, și mă bucur că sunteți în număr atât de mare să fiți alături de un om de o valoare incontestabilă, care este maestrul Viorel Vagamaniuc. Aplauze pentru toată cariera în sale. Aplauze pentru profesa Sara Vrancei, unde de peste 20 de ani a fost super prin tot ceea ce a însemnat montare coreografică, și să-i dea Dumnezeu sănătate, putere de muncă, să ne bucurăm de el și să-l sărbăm și la cei 90 de ani de activitate, 90 de ani de viață și 65 de ani de activitate. Vă scuzați, am emoții, public minunat la Vrancea. Doamne ajută să ne vedem cu bine!
Să știți că dansatorii sunt în spate, dar așteaptă cu mare drag aplauze. Multe credeți dumneavoastră pe Viorel Bacamaniuc în timpul spectacului acolo, în culise, a dat 10 până acum la dansuri. Haideți să-l aplaudăm încă o dată, poate iese. Haideți să rog. Caută. Nu mai zic ce spune. Eu am părât, am dat din culise că v-ați stat, ați văzut, ați măsurat fiecare pas. Cum a fost până acum la dansatori? Foarte bine. Cred eu. Țineți-mi și mie loc că vin imediat. Am fost în Bucovina, am trecut prin Muntenia cu dansurile, dragi prieteni, iar acum mergem în Telemac. Vom vedea și un instrumentist, de excepție spun eu. A trăit 25 de ani visul american. Apoi naiul său l-a adus de dragul și de dorul neamului său aici, înapoi, acasă. Se numește Marian Cucut. Îl vom vedea puțin mai târziu. Dar până atunci, dragi prieteni, ne face o mare bucurie și o mare onoare să călătorim spre Teleorman prin intermediul unei reprezentante remarcabile a generației de aur a folclorului românesc. A câștigat în 1978 la televiziunea română, prima televiziune din viața ta, concursul Floarea din Rând. Se numește Floarea. Într-unire
Thank you.
ce mai vis. Chiar acum apuc de scris. La sărbătorirea domnului Vatamaniuc. S-au spus despre dânsul lucruri atât de frumoase și bine meritate, în așa fel încât eu îi spun doar atât. Cred că, fără nicio exagerare, putem să-l numim patriarhul dansului tradițional românesc. L-am întrebat în culise de ce nu vine în sală, că este sărbătorit. Și mi-a spus că trebuie să stea acolo, lângă emoția fiecărui artist, și se uită pe după cortină la toți pașii pe care îi fac dansatorii, nu pentru că n-ar avea încredere în ei, dar pentru că trăiește odată cu ei
bucuria acestei exprimări. Să-i dea Dumnezeu sănătate și să ne întâlnim împreună și când va împlini 100 de ani. Să-i dea Dumnezeu zi de multe. Și dumneavoastră, pentru că vine nașterea lui Iisus și se naște pentru noi toți, dați-mi voie să vă spun să fiți sănătoși, buni și norocoși. Pe mese înalte să aveți bucate. Anul care vine vă găsească bine. Sănătoși să fim și să ne iubim. Pe mese înalte să aveți bucate și turtiță sfântă care mult cuvântă. Vin vă veselească, mir vă miruiască. La mulți ani!